am incinta Consiliul Superior al Magistraturii. CSM-ul salută inițiativa dumneavoastră de a avea întrevederea de astăzi, de a desfășura întrevederea de astăzi împreună cu toți membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Ori, în temeiul Constituției Republicii Moldova, puterile statului urmează să conlucreze între ele într-o asigurare statului de drept, consolidării statului de drept, asigurării drepturilor și libertăților cetățenilor Republicii Moldova. Și fără justiție, acest lucru este greu de efectuat. De aceea, întreg sistemul judecătoresc și Consiliul Superior al Magistraturii, ca garant al autorității judecătorești, este deschis la conlucrare în limitele competenței care le revin conform legislației în vigoare și având în vedere că această întrunire este la inițiativa dumneavoastră și probabil că având agenda încărcată ați considerat oportun de a avea această întrevedere cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii, este evident că aveți de spus ceva. Deci, poftiți. Bună ziua și vă mulțumesc, stimați membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, stimați judecători. Am așteptat adunarea generală ca să pot să mă adresez dumneavoastră, dar pentru că aceasta se tot amână, m-am gândit că este bine să organizăm această întâlnire și să pot să fac o adresare atât membrilor Consiliului cât și judecătorilor. Și vă mulțumesc celor care ați venit la această întâlnire. Întâi de toate vreau să vă adresez o rugăminte, așa cum cunoașteți, în calitate de președinte al Republicii Moldova, voi fi parte a procesului de numire a judecătorilor în funcție. Și aici vreau să vă solicit respectuos să analizați cu toată diligența integritatea candidaților pe care o să-i propuneți, pentru ca să nu petrecem următorii ani în dispute majore la acest subiect. Această responsabilitate de numire a judecătorilor sau participarea mea în acest proces eu o consider foarte importantă și așteptările mele, așa cum sunt așteptările cetățenilor, sunt foarte mari în raport cu calitatea oamenilor pe care urmează să îi numim împreună în funcție în următorii ani. În al doilea rând, și aici mă adresez dumneavoastră, membrilor CSM, dar mă adresez și judecătorilor. Eu sunt astăzi aici ca să vă informez că sistemul judecătoresc, din păcate, astăzi pune în pericol securitatea statului Republica Moldova. Și vă rog să mă credeți, nu exagerez. Nu este o noutate pentru nimeni că unii judecători iau decizii ilegale, îndeplinind anumite ordine sau încercând să câștige în mod ilegal bani. Aceste decizii ilegale nedreptățesc oamenii și dăunează statului. Dumneavoastră știți despre aceste cazuri, judecătorii din sistem cunosc foarte bine situația. Doar nu știu dacă înțelegeți pe deplin amploarea acestei daune pe care o provoacă deciziile ilegale ale unor judecători și aceste daune sunt pentru cetățenii individuali, dar sunt și pentru stat în general, pe toate dimensiunile. Eu vreau aici să aduc doar câteva exemple și să împărtășesc cu dumneavoastră niște îngrijorări majore pe care le am eu și în raport cu anumite lucruri care s-au întâmplat în trecut, dar mai ales în raport cu anumite lucruri care se întâmplă astăzi. În primul rând vreau să vorbim despre dosarele pierdute la CEDU. În perioada anilor 2001-2020, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat 473 de hotărâri împotriva Republicii Moldova, dintre care în 413 cazuri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova. Suma prejudiciilor pe care a trebuit să le plătească guvernul sau trebuie să le plătească guvernul ajunge la 10 de milioane de euro. Cel mai grav este că acum pe rol sunt alte cazuri împotriva Republicii Moldova care vin din deciziile luate în anii precedenți, în anii recenți. Și acolo se pare că vorbim nu de zeci de milioane de euro, dar de sute de milioane de euro pe care va trebui să le plătească Republica Moldova
pentru că au fost luate decizii ilegale de unii judecători. Eu vreau să vă rog frumos pe toți cei care sunt vizați, cei din sistem, să vă gândiți foarte bine la aceste sume și să vă gândiți și de unde o să vină banii pentru ca să se achite aceste penalități care se vor impune Republicii Moldova. Trebuie să spun că cele mai mari scheme de corupție în Republica Moldova, din păcate, se realizează cu contribuția unor judecători, cu participarea unor judecători. Nu o să aduc multe exemple, știți că pot să vin cu foarte multe exemple. Un caz ieșit din comun pe care vreau să-l menționez aici este Landromatul. În cazul Landromatului au fost puși sub învinuire 15 judecători, unul a decedat, altul a fugit din țară, iar ceilalți 13 au fost scoși de sub urmărire penală. Și aici trebuie să mulțumim și procuraturii, avem o procuratură foarte miloasă cu infractorii. După care am văzut decizia CSM-ului, care a acceptat demersurile a celor 5 magistrați ca să revină în sistem. Mai mult decât atât, statul trebuie să plătească compensații acestor magistrați. Și eu nu cred că există cineva la această masă sau în sistemul judecătoresc care nu înțelege cât de gravă este această crimă economică de spălare de bani, Landromat. Deci este o crimă economică majoră, nu doar pentru standardele Republicii Moldova, standarde cu ghilimele de rigoare, dar și pe plan internațional. Și pentru că este vorba de zeci de miliarde de dolari. Dumneavoastră cunoașteți acest lucru. Și ce s-a întâmplat ca urmare a descoperirii acestei fraude? Cine a fost sancționat? Cine plătește pentru asta? Nimeni. Nici o sancțiune, din potrivă tot statul, adică cetățenii, trebuie să vină și să plătească unor oameni care, înțelegând, neînțelegând, dar cred că înțeleg atunci când autorizează tranzacții de sute de milioane de euro într-o zi, eu cred că toți judecătorii au înțeles foarte bine ce au făcut. Și ce înseamnă această lipsă de acțiune din partea sistemului judecătoresc de a sancționa acești oameni? Asta înseamnă o invitație la următoarea infracțiune economică majoră. Pentru că asta înțeleg infractorii, că ei pot să continue pentru că nu există niciun pericol pentru ei și nimeni nu o să fie pedepsit. Dar asta înseamnă și o discreditare a sistemului judecătoresc. Noastră cunoașteți lucrul ăsta foarte bine. O altă metodă prin care unii judecători participă la devalizarea statului și a furtului banului public sunt achizițiile publice. Pentru că chiar și atunci când se găsesc funcționari onești care se opun acestor scheme, atunci se merge în instanța de judecată, se suspendă de către un judecător sau altul decizia Agenției pentru Soluționarea Contestațiilor și, între timp, câștigătorul dorit semnează contractul și după asta nu mai este nimic de făcut. Deci, chiar și atunci când avem noroc de funcționari onești, cei care sunt în spatele schemelor corupte găsesc soluția iarăși în instanță. Și bănuiesc că acești judecători sunt răsplătiți pentru asta, pentru că nu văd de ce altfel ar contribui la jefuirea statului prin această metodă. În ultima vreme, în genere, am văzut și încercări de obținere a deciziilor de numire a judecătorilor în funcție tot prin decizie judecătorească, de parcă nu există Constituție, de parcă nu există prescrise responsabilitățile instituțiilor care pot numi judecători în funcție. Deci asta este, percepția generală este că unii judecători cred că legea nu este pentru ei, că ei sunt deasupra legii și pot să fac orice. Și atunci întrebarea mea și a oricărui cetățean din Republica Moldova este: cine face ordine în sistem? Cine îi sancționează pe cei care comit aceste ilegalități? Vreau să mai menționez câteva lucruri prin care eu cred că judecătorii corupți dăunează enorm acestei țări. Atacurile Raider, de exemplu. Ele s-au realizat întotdeauna cu participarea unor judecători. Noastră cunoașteți lucrul ăsta. Și de-a lungul timpului au fost tare multe atacuri Raider. Întâi s-au furat proprietăți sau întreprinderi de la stat sau s-au furat de la oameni cinstiți, după care hoții între ei au furat unii de la alții. Și după asta tot hoții merg în instanța de judecată
și cer despăgubiri de la stat pentru că a fost o decizie ilegală a magistraților și pentru asta întotdeauna plătește statul. Sistemul de asigurări. În sistemul de asigurări n-a fost liniște în ultimii 13 ani. Noastră știți. Au trecut companiile, unele companii din sistemul de asigurări au trecut dintr-o mână în alta de nenumărate ori. Și iarăși prin decizii ale sistemului judecătoresc. Astăzi, din nou, o grupare criminală, și noastră cunoașteți această grupare criminală, atacă din nou sistemul de asigurări și se sprijină pe judecători care să le dea deciziile, să anuleze deciziile regulatorului. Aceste grupări criminale sunt foarte abile, îi găsesc pe judecătorii care sunt deschiși să-și vândă deciziile, manipulează sistemul așa încât cazul lor, cauza lor să ajungă la judecătorii care le convin. Întrebarea este cum aceste lucruri sunt posibile. Mai mult decât atât. Aceeași grupare criminală care atacă astăzi sistemul de asigurări, pentru că atunci când vorbesc despre securitatea statului, vă spun că sunt sectoare întregi care sunt în pericol din cauza unor decizii care se iau în instanța de judecată sau din cauza că anumiți judecători participă în cadrul acestor grupări criminale. Deci, dincolo de sistemul de asigurări, astăzi aceeași grupare criminală atacă sistemul bancar. Și noastră știți ce nenorocire am avut noi în sistemul bancar. Știți că cu greu sistemul își revine după frauda bancară din 2014. După acea fraudă s-au impus niște standarde pentru transparentizarea acționariatului în bănci, așa încât să nu se mai întâmple fraude ca cea a furtului bancar. Și acum vedem că sunt judecători care sunt gata să anuleze deciziile regulatorului a băncii naționale. Și știm că asta s-a întâmplat și în cauza furtului bancar, pentru că au fost anulate anumite decizii și înainte de furtul din 2014. Iarăși pentru că în sistem se găsesc oameni și pentru că recompensa pe care probabil le plătește această grupare criminală este mult mai mare decât salariul pe care poate să-l plătească statul. Dar aici nici nu putem să facem vreodată concurență. Sigur că cei care fură miliarde de la stat o să poată să plătească mult mai mult decât salariul oficial. Și deci noi în continuare achităm și o să achităm încă nu știu câți ani datorii create de la furtul bancar și acum, în aceste zile, se încearcă să se pună în cărca statului încă niște sute de milioane de lei sau poate chiar miliarde. Eu nu exagerez, repet. Și noi am văzut fraude de miliarde și de aceea cumva nu ne mai miră că aceste lucruri sunt posibile. Întrebarea mea este cine îi oprește pe acești judecători care astăzi fac joc cu acestor grupări criminale? Pentru că dacă nu îi oprește nimeni astăzi, o să vină nota de plată iarăși la stat mai târziu, peste un an sau doi, sau poate și mai devreme, și o să ne întrebăm cine trebuie să achite această notă de plată. Sunt cetățeni, bineînțeles că asta s-a întâmplat până acum. Deci ceea ce spun eu și încerc să spun aici este că, într-adevăr, prin anumite decizii ale judecătorilor corupți, sunt distruse domenii întregi și este pusă în pericol securitatea statului. Nu exagerez. Și de aici avem sute de mii de oameni care primesc o pensie mai mică de 2000 de lei. Și pe de altă parte, statul vine și le spune că nu avem bani de unde să vă creștem pensia, dar achită, plătește pe decizii la CEDO, pe furturi care se fac prin achiziții, pe furturi care se fac în sistemul de asigurări și în sistemul bancar, miliarde și miliarde. Și asta este nedrept. Și eu cred că dumneavoastră sunteți de acord cu mine aici, că nu putem să mai tolerăm această situație. Aceleași lucruri pot fi spuse despre dezvoltarea economică. Atunci când încerc să discut cu potențiali investitori, toată lumea îmi spune istorii cu balauri din sistemul judecătoresc de Republica Moldova. Deci ei nu au încredere că banii lor, că investiția lor nu va fi furată de către tot felul de șmecheri din Republica Moldova, dar care iarăși apelează la sistemul judecătoresc și obțin decizii care să le permită să facă aceste furturi. Nu poți lupta cu contrabanda în țara asta. Pentru că acum câteva zile un judecător din Republica Moldova a dat o decizie favorabilă
în favoarea, deci o decizie pentru contrabandiști. Așa a decis acel judecător că trebuie să continue contrabanda de țigări din regiunea transnistreană. Deci întrebarea este ce facem mai departe? Și acestui judecător nu-i se întâmplă nimic. Și el probabil doarme liniștit pentru că e sigur că sistemul o să-l protejeze, că nu o să-i se întâmple nimic. Deci cum să lupte instituțiile statului cu contrabanda? Dacă atunci când se ajunge în instanța de judecată, contrabandiștii câștigă împotriva statului pe acest caz. Și asta îi se întâmplă statului. Acum să ne imaginăm ce îi se întâmplă unui cetățean care nu are puterea statului. La noi și statul e slab. Dar un cetățean în fața unui sistem unde se iau asemenea decizii, e vai și amar de el. Și aici putem să vorbim despre decizii diferențiate. De exemplu, în cazul lui Vasili Botnar, care a sequestrat și a deportat ilegal oameni, sistemul i-a dat o amendă de 88.000 de lei. În cazul lui Șor, se pare că procesul de judecată o să dureze încă 100 de ani. Nu văd altă evoluție a lucrurilor aici, dacă nu se schimbă nimic în sistem. Și multe alte lucruri care s-au întâmplat în felul ăsta. Vreau să vorbim puțin și despre independența justiției. Pentru că de fiecare dată se spune că justiția nu este independentă, că vin tot felul de politicieni, de oameni cu funcții înalte în stat și controlează sistemul. Și noi am văzut asta în special în timpul lui Plahotniuc. Înțeleg că el dădea ordine la stânga și la dreapta, înțeleg că făcea micromanagement în sistem. O perioadă foarte rușinoasă. Și o să plătim încă mult înainte din cauza deciziilor pe care le-a impus Plahotniuc și care erau ilegale, pentru că foarte mulți din cei pătimiți au mers la CEDO și notele de plată abia urmează. Dar eu mă întreb dacă sistemul chiar cu adevărat vrea independență și vrea corectitudini din partea politicienilor și din partea celor cu funcții înalte. Pentru că dacă vrea corectitudini, eu nu înțeleg de ce au fost scoși basma curată cei care au fost prinși asupra faptului că cumpărau deputați. Pentru că am avut asemenea caz. Foarte puțini. Deci, la numărul de deputați care s-au vândut de-a lungul timpului Republica Moldova, a fost un singur caz. Și de acolo tot au fost scoși basma curată. Deci, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că judecătorilor le place să existe deputați care se cumpără, dacă au dat o asemenea sentință ușoară sau chiar i-au eliberat pe cumpărătorii de deputați. Ne întoarcem la independența justiției. Astăzi nu există un singur personaj în țară care să controleze întreg sistemul judecătoresc. Cel puțin așa înțeleg eu. Știți ce spun oamenii prin țară astăzi? Ei spun că astăzi deciziile judecătorești, evident, eu nu vreau să generalizez, dar sunt multe cazuri. Deciziile judecătorești se vând ca la licitație. Deci nu mai este Plahotniuc să le spună la toți ce să facă. Dar există câteva grupări criminale și cine dă mai mult, acela obține decizie. Iată, asta este percepția oamenilor și eu vreau să vă spun că percepția oamenilor este aproape de realitate. Pentru multe cazuri care ajung în instanță. Deci eu vreau să discutăm foarte serios. Cine oprește aceste ilegalități? Ilegalități care ne costă foarte, foarte mult. Ilegalități care nu ne permit să dezvoltăm economia, să aducem investiții, să deschidem locuri de muncă, să le creăm oportunități oamenilor aici acasă să nu plece. Cine oprește pe judecătorii din cauza cărora noi plătim sute de milioane sau chiar miliarde pentru că ei dau decizii ilegale? Și, sigur, întrebarea asta nu este doar pentru CSM, dar am o întrebare și foarte concretă și pentru CSM. Dumneavoastră, acum câteva zile ați numit interimar la judecătoria Chișinău. Și între persoanele pe care le-ați numit sunt două persoane care sunt oameni care au lucrat sub indicația lui Druță și Damir. Deci în sistemul lui Plahotniuc. Eu vreau să înțeleg de ce numiți asemenea oameni. Cum vedeți dumneavoastră să facem ordine în sistem cu oameni care au participat și au luat decizii foarte, foarte păguboase pentru stat și pentru cetățeni. Pentru că nu avem cum să tolerăm situația mai departe. Iată, dumneavoastră, ați avut aproape 2 ani după ce Plahotniuc a fugit din țară și se presupune că ați avut suficientă libertate ca să puteți să faceți ordine în sistem.
Dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Și deciziile astea pe mine mă nedumeresc și pe oamenii supără tot mai mult. Și cred că dumneavoastră știți foarte bine de aceste supărări ale cetățenilor și ele sunt îndreptățite, pentru că eu am venit doar cu câteva cazuri aici. Dacă ar fi să stăm și să facem un calcul, nu știu, în ultimii 10 ani, câți bani a pierdut țara din cauza unor decizii ilegale, conștient luate de judecători, o să vedeți că o să ieșim cu niște sume extraordinare. Eu sunt pentru independența justiției, independența adevărată, dar independența trebuie să meargă mână-mână cu responsabilitatea. Și într-un sistem care, din cauza căruia statul, și nu doar statul, dar și cetățenii, trebuie să achite atâtea prejudicii, să suporte atâtea prejudicii, asta nu vorbește despre responsabilitate. Eu vreau să îmi spuneți dumneavoastră cum vedeți curățarea sistemului judecătorești și cum vedeți reforma sistemului. Nu doar pe hârtie, că pe hârtie știu că am foarte multe strategii. Eu vorbesc de cazuri concrete. Eu vorbesc de cazuri concrete din trecut și, din păcate, vorbesc de cazuri concrete de acum, de lucruri care se întâmplă acum, de grupări criminale care acum atacă statul și aceste grupări criminale sunt acum în sistem, caută oameni, pe unii deja i-au găsit, atunci când nu le convine judecătorul la care au ajuns și cred că nu o să ia decizia care le convine lor, atunci reușesc să-și mute cazul și să ajungă la judecătorul la care sigur o să-i dea dreptate. Deci, care este viziunea dumneavoastră și cum vedeți dumneavoastră să oprim acest dezmăț? Pentru că el nu poate continua, el pur și simplu distruge statul. El distruge statul, prejudicează enorm bugetul și îi lasă pe cetățeni fără speranța unei recuperări economice și a unei bunăstări. Și cel mai important, oamenii trebuie să creadă că există dreptate în țara lor, pentru că dacă nu cred în dreptate, atunci nu vor face nici alte lucruri. Repet, eu sunt pentru independența justiției și eu îmi doresc să ajungem acolo, dar independența justiției trebuie să meargă mână-mână cu responsabilitate. Și dumneavoastră sunteți cei care trebuie să fiți cei mai interesați să eliminați din sistem oamenii care compromit sistemul și care dau asemenea decizii. Vă mulțumesc! Noi v-am auzit, doamna președinte. Îmi pare bine că se transmite online această întrevedere și probabil că urmăresc toți judecătorii din sistemul judecătoresc care au posibilitatea să facă acest lucru și mesajul este adresat nu numai CSM-ului. Așa este. Este adresat întreg sistemul judecătoresc, judecătorii care consideră că au careva atribuții la cele care dumneavoastră ați spus, urmează să-și facă concluziile respective. Ceea ce ține de faptul că dumneavoastră ați indicat mai multe cazuri, eu aș vrea să relatez următoarele. Justiția se înfăptuiește de către instanțele de judecat, nu se înfăptuiește de către CSM. Și atunci noi trebuie să respectăm legile statului, unde se spune că o hotărâre judecătorească urmează să ajungă până la Curtea Supremă de Justiție în caz dacă părțile nu sunt de acord cu soluția dată în prima instanță și atunci când Curtea Supremă de Justiție pune punctul, nu ai cum să spui că este legală sau ilegală această hotărâre, chiar dacă ne place sau nu ne place. În cazul când noi spunem că hotărârea a fost dată sub presiune sau din motive de mituire și alte facilități care au fost făcute judecătorilor, urmează să-și facă treaba procuratura. Pentru asta există procuratură. CSM-ul nici de cum nu dispune de careva modalități de a identifica, a luat mită, n-a luat mită, a fost influențat, nu a fost influențat. Cred că rolul primordial al Consiliului Superior al Magistraturii îi revine la numire, ceea ce dumneavoastră ați indicat, la numire și promovarea judecătorilor. Credeți-ne că, nu știu dacă dumneavoastră nu aveți timp să monitorizați ședințele Consiliului Superior al Magistraturii, cred că consilierii dumneavoastră pe domeniu monitorizează și poate să vă confirme
că nu sunt atât de ușor de adoptat hotărâri în ceea ce privește selectarea cadrelor și numirea în funcții. Dumneavoastră v-ați referit la ședința anterioară care a avut loc pe data de 26 mai. Acolo au fost puși în funcții, deci desemnați în funcții, interimat, pentru a găsi o soluție de a numi în funcțiile date judecători care sunt onești și care, într-adevăr, ar putea face față tuturor provocărilor care, sau influențelor care pot veni din alte părți. De ce eu am spus așa, eu n-am știut ordinea de zi, eu n-am știut cu ce mesaj dumneavoastră o să veniți, pentru că probabil că trebuia să ne anunță, dar nu ne-ați anunțat, ne-am fi pregătit și noi așa mai structurat ca să putem da răspuns la întrebările dumneavoastră, dar noi am auzit ceea ce dumneavoastră ați spus, suntem un organ colegial, și eu aș vrea ca și fiecare hotărâre se adopte colegial, fiecare membru al CSM votează așa cum consideră necesar. De ce eu ce am spus acum, o să dau cuvântul și la ceilalți membri al CSM ca să-și expună dumneavoastră viziunea. Și vă rog, stimați membri CSM, care dorește să ia cuvânt. Atât. Pot eu spune, noi o să reflectăm asupra tuturor ce dumneavoastră ați spus și urmează, pentru că vreau să vă zic că eu sunt judecător de carieră și nu pot, poate, da, dumneavoastră sunteți politicieni și puteți așa din start, din mers să abordați problemele și să le expuneți. Eu sunt deprinsă să stau, să analizez, să le gândesc, ulterior să vin cu soluții. Poftiți! Eu înțeleg și vreau să repet că știu că nu CSM-ul ia toate deciziile, dar CSM-ul este o instituție importantă în sistemul judecătoresc. Corect? Dumneavoastră aveți acest rol de a promova în funcții, în alte instituții importante din sistemul judecătoresc și oamenii pe care îi promovați în alte instituții din sistemul judecătoresc să poată să contribuie la reformarea sistemului. Sigur, CSJ este altă poveste și putem să discutăm cum au fost numiți acolo oamenii și despre procedurile care au fost sau nu au fost în Parlament. Dar dumneavoastră, ca instituție, oricum numiți mulți oameni în funcție și de calitatea acestor oameni depinde foarte mult. Și doi, dumneavoastră sunteți în acest sistem. Deci, mai bine decât dumneavoastră, nu poate nimeni să spună ce ar trebui de făcut din sistem cu sistemul ca să nu mai avem asemenea cazuri. Eu nu vă cer răspunsuri la cazuri în parte. Noi despre cazurile astea le știm. Eu am vrut doar să le pun într-un context. Pentru că s-ar putea să fie magistrați care zic, da, știu că există niște judecători corupți care dau o decizie proastă aici, o decizie proastă dincolo. Dar nu știu dacă oamenii își imaginează încă o dată amploarea și impactul, consecințele pentru țară în general. Și eu despre asta vreau să vorbim. Și vreau să vă întreb cine atunci poate să facă această reformă. Pentru că dacă în sistem, și asta am văzut noi, că în sistem lucrurile nu se schimbă spre bine, dimpotrivă, deci astăzi noi asistăm la tentative de delapidare a bunurilor statului în continuare și lucrul ăsta se întâmplă cu contribuția judecătorilor, atunci există o singură formulă. Să venim și să facem ordine din afara sistemului. Și noastră știți că eu am vorbit despre această metodă. Evaluare externă, judecătorii care au comis ilegalități și au probleme de integritate să plece din sistem. Asta, la moment, mie îmi pare singura soluție. Eu nu văd altă soluție pe care să o genereze sistemul. Și sper ca în următorul Parlament să existe sprijin pentru aceasta. Să știți că cetățenii sprijină reforma justiției și ar trebui să fie interesul dumneavoastră, în primul rând, ca să credibilizați sistemul și ca să obțineți respectul cetățenilor. Pentru că în sistem sunt și oameni onești. Noi știm lucrul ăsta. Dar ceea ce fac judecătorii corupți e atât de păgubos încât aceste decizii pe care le iau ei și consecințele acestor decizii umbresc absolut tot sistemul. Și este foarte greu să le spui oamenilor că sunt și judecători onești. Și întrebarea mea este de ce nu sunt promovați judecători onești? De ce sunt, li se închide gura? Pentru că tentativele care au fost din partea oamenilor care au încercat să vorbească despre problemele în sistem, după asta acești oameni au fost marginalizați.
Eu vreau să cred că sunt totuși mai mulți oameni onești în sistem decât oameni corupți. Dar această masă critică nu se vede. Vin eu să fac ordine în sistemul dumneavoastră? Eu nu am această prerogativă. Această prerogativă o am doar în măsura în care voi participa la numirea judecătorului mai departe. Altă opțiune este, așa cum spuneam, dacă cetățenii vor vota pentru o majoritate onestă în Parlament, o majoritate care nu a beneficiat de decizii judecătorești ilegale, atunci soluția pe care o văd eu este evaluarea externă și înțeleg că judecătorii nu sunt încântați de această, sau mai mulți judecători nu sunt încântați de această formulă, dar eu nu văd altă soluție. Și vreau ca să-mi spuneți dumneavoastră cum vedeți curățarea sistemului. Și în genere vreau să-mi spuneți dacă împărtășiți îngrijorările pe care le am eu în raport cu ce se întâmplă în sistemul judecătoresc și dacă vedeți la fel consecințele deciziilor pe care le iau unii judecători. Dacă îmi permiteți, doamna președinte, eu vreau să vă asigur că CSM ca organ de autoadministrare judecătorească întreprinde măsurile toate necesare pentru, în primul rând, cum s-a indicat, pentru a verifica integritatea judecătorilor. Dar trebuie să ne credeți că noi suntem, cum a spus și doamna președinte, suntem limitați în unele, în atribuțiuni. Și vreau să vă asigur că mare majoritatea judecătorilor, cum ați remarcat și dumneavoastră, sunt persoane onești. Dar sunt, într-adevăr, persoane care ne dau de gol sistemul, fiindcă poate să lucrezi foarte mult, dar lucrează, are un dosar unul spre examinare foarte foarte și deja toată credibilitatea se duce la zero. Dar vreau să vă spun că într-un proces judecată nu există numai judecător, există avocat, există procurorul și judecătorul trebuie să respecte în tocmai cum scrie în lege. Și câteodată e clar că hotărârea nu este înțeleasă din mai multe considerente. E clar că cetățeanul nu îl interesează care este, cine n-a avut aportul respectiv, sau procurorul sau avocatul, până la urmă soluția este, dar încă o dată ce vreau să vă spun, să nu rețin atenția, vreau să vă asigur că CSM-ul ca organ de autoadministrare judecătorească întreprinde toate măsurile în acest sens. Pur și simplu nu suntem și noi limitați în unele atribuțiuni. Fiindcă, că dintr-o parte, când te uiți, într-adevăr, o hotărâre judecătorească pare foarte dubioasă, suspectă, că nu în esență și când ai citire, când un jurist cu experiență, ajunge la concluzia că judecătorul poate n-a avut nicio vină, dar așa a adoptat hotărâre potrivit probelor care s-au prezentat, care au fost prezentate. Într-un proces la noi, atât în penal cât și în civil, există principiul așa numitul principiul contradictorialității, pe care prezintă probele și judecătorul nu mai apreciază. Și încă o dată vreau să vă asigur că organul CSM este, în primul rând, este cointeresat, într-adevăr, ca să scăpăm de așa persoane care ne fac de gol justiție. Cam asta am vrut să spun. Mulțumesc. Aș vrea să mai... Putină. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt foarte onorată să vă cunosc și mă bucur pentru această șansă de a face un schimb de opinie pe subiectele justiției. Să știți că mi-ar face mare plăcere să pot să vă contrazic. Cu regret nu pot. Mai mult ca atât, un an jumate, un an și două luni mai exact, până a veni în Consiliul Superior al Magistraturii, eu consideram că situația în justiție este una gravă. De la o perioadă încoace înțeleg că situația este una critică și noi vorbim de fapt despre o profundă criză a sistemului judecătoresc. Criză care, din punctul meu de vedere, are o natură duală. Deci, pe de o parte, noi vorbim de criza de credibilitate a sistemului judecătoresc, care pornește de la multiple elemente legat în special de integritate. Dar e și un al doilea aspect care, din punctul meu de vedere, este la fel de valoros, cu toate că are o altă paletă și o altă nuanță. E vorba de criza de identitate a sistemului judecătoresc. Mai mult ca atât, am înțeles că totuși evenimentele din 2019 cumva au dus la crearea unei stări de ostilizare în cadrul sistemului judecătoresc, în cadrul corpului judecătoresc și lucrul ăsta nici de cum nu este benefic în sensul îmbunătățirii stării de lucruri. Dar eu vreau să vă zic că în perioada aceasta de un an și două luni, alături de mai mulți colegi de aici, în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii,
Am întreprins mai multe vizite în cadrul multiplelor instanțe din Republica Moldova. Multe din aceste vizite erau inopinate, deci alegeam absolut arbitrar aceste instanțe pe distanțe și pe puncte diferite. Am ajuns și în sedii în care, după spusele judecătorilor, am fost primii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din ultimii 10 ani care îi vizităm. Scopul nostru a fost de a cunoaște pe judecători, de a identifica problemele cu care aceștia se confruntă, condițiile de activitate și așa mai departe. Și vreau să vă zic, cu toată responsabilitatea, că am cunoscut foarte mulți judecători foarte buni, extraordinari. Sistemul are un potențial uman, ori asta e componenta cea mai valoroasă a acestui sistem, totuși componenta umană. Sistemul are o componentă umană foarte puternică și de calitate. În cea mai mare parte, judecătorii sunt profesioniști, înalt profesioniști, sunt onești și își fac treaba așa cum le cere statutul și legea. Eu cred că în acest moment este și posibil și real și chiar recomandat ca să îi se ofere sistemului judecătoresc șansa de a se reface. Eu cred în capacitatea sistemului de autorefacere. Și acest proces de autorefacere pur și simplu trebuie impulsionat și ghidat. Și clar că aici intervine rolul Consiliului Superior al Magistraturii în sensul ghidării acestui proces de refacere sau autorefacere a sistemului judecătoresc. Trebuie să recunosc că, cu părere de rău, iată, de la venirea de aici, am menționat o an și două luni, practic, avem de când suntem în Consiliul Superior al Magistraturii, n-am putut să generăm acele, nu știu, soluții sau schimbări pe care ni le-am fi dorit în această perioadă de timp. Sunt mai multe circumstanțe și de natură obiectivă și de natură subiectivă care se suprapun. Ceea ce mi se pare mie necesar și poate fi și chiar și o soluție radicală în sensul impulsionării acestui proces este să se convoace adunarea generală a judecătorilor categoric. Să li se ofere această posibilitate judecătorilor de a-și valorifica unul din drepturile lor fundamentale, de a-și alege reprezentanții, ori Consiliul Superior al Magistraturii este de fapt un executiv al sistemului judecătorilor și este foarte important ca acești reprezentanți să fie credibili în ochii majorității judecătorilor. Poate ar fi soluția să fie o resetare la zero a Consiliului Superior al Magistraturii. Deci e vorba de toți judecătorii și toți profesorii titulari de drept. În acest context ar putea fi organizată adunare generală a judecătorilor, aleși toți cei 7 membri din rândul judecătorilor, după aia să urmeze o demisie onorabilă în corpore a componenții actuale a Consiliului Superior al Magistraturii, Parlamentul să organizeze un nou concurs, fiindcă concursul pe care, deși un concurs cu foarte multe etape, însă a fost și contestat și foarte mult polemizat pe aspectul corectitudinii sau incorectitudinii desfășurării acestui concurs, și atunci poate aceasta ar fi o nouă șansă pentru întreg sistemul judecătoresc. Dacă s-ar purcede la o asemenea soluție, asta ar putea să fie una din măsurile, ori noi riscăm, dincolo de acest an și două luni, să mai ratăm vreun jumătate de an sau încă un an până totuși se resetează cel puțin o parte din componența Consiliului Superior al Magistraturii. După mine, aceasta este singura soluție care se poate contura la momentul de față pentru a impulsiona acest proces de refacere. Stimată doamnă, eu vă cred că sunt judecători onești în sistem. Și probabil sunt mulți. Întrebarea mea este dacă ei sunt suficient de curajoși ca să se impună, pentru că în trecut ei nu au reușit să se impună. În trecut sistemul a fost controlat de o minoritate de judecători corupți care au împărțit ordine și care au hărțuit, i-au hărțuit pe cei care nu s-au subordonat, cei care au încercat să răspundă legii. Eu vă cred că sunt oamenii buni în sistem, dar eu nu înțeleg, de exemplu, de ce ați promovat-o pe judecătoarea Chișcă-Doneva la CSJ, știindu-se care sunt cazurile în care este implicată. Deci astea sunt lucrurile pe care eu nu le înțeleg, pentru că e o reformă complexă. Eu nu zic că totul depinde de CSM. Depinde de sistem, cum am zis, să aibă curaj, să vrea să se curățe, să vrea să-și recapete
credibilitatea și să înțeleagă că nu se mai tolereze nimeni niciodată, deci mai departe, aceste lucruri. Pentru că noi nu putem să ținem țara o statică unor decizii total ilegale care ne costă miliarde de lei. Dar ceea ce nu înțeleg eu este că, în pofida faptului, că nu mai e Plahotniuc acolo care să controleze. Da, grupările criminale sunt, doar că nu este o persoană care să controleze totul. Grupările criminale, cum am spus, fac competiție între ei, cine și la ce judecători să ajungă. Dar în această perioadă, semnalele pe care le-am văzut noi în sistem n-au fost încurajatoare. Deci acolo unde ați putut să luați decizii, deciziile au fost controversate. Nu întotdeauna, dar în multe cazuri. Și noi ne dorim ca sistemul să renască, să se reseteze și oamenii onești despre care vorbiți dumneavoastră să primească o șansă. Dar noi nu mai avem timp. Deci lucrurile sunt deja foarte întârziate. Și pe noi ne costă fiecare zi de întârziere a reformei justiției. Eu mă bucur să vă văd, cel puțin a treia oară, mediatizat la CSM. Este un exemplu de comunicare deschisă și sinceră, astfel încât comunicarea asta să dea niște rezultate, dincolo de vorbe. Noi, cei din CSM, suntem diferiți. Suntem foarte diferiți, lucru care nu știu dacă e bun sau rău, dar nefiind judecători de carieră, dar având o tangență foarte, foarte apropiată cu sistemul judecătoresc, prin facultate, institut, evaluarea judecătorilor, îmi permit să cred, nefiind niciun politic, că cei care sunt urmarea controversatului concurs ajunși în CSM, gândesc puțin diferit. Și asta face bine. În sensul activității CSM-ului în ultima perioadă, per ansamblu și ultima perioadă de când suntem noi în CSM, noi lucrăm sub presiune și asta ne face să fim și mai liberi și mai categorici în afirmații, fiind conștienți că mâine putem să plecăm din CSM. Din păcate, acest mesaj care vine trebuie să fie unul concludent, constructiv și coerent din partea unor forțe politice, încurajează nu judecătorii onești, inclusiv din CSM. Tolerarea celor care au contribuit la dezmățul din sistem a dat cumva curaj și ne-a împovărat și nouă sarcină atunci când a venit în CSM. CSM-ul, din păcate, de-a lungul anilor, urmarea multiplelor reforme intens finanțate, promovate, a rămas să fie responsabil în proporție de 20% de deciziile pe care le ia în privința carierei judecătorilor. Pentru că celelalte 80% procentual și pondere le iau niște colegii care au niște criterii de evaluare a judecătorilor, astfel încât atunci când un judecător nu ia calificativul excelent, este o mare tragedie. În acest sens, CSM-ul nu poate să deraieze de la aceste standarde impuse, dar poartă întreaga responsabilitate. Stă în prima linie și primește toate reproșurile. Asta nu poți să spui presii, pentru că noi când? De ce nu? Pentru asta că trebuie să spuneți. Spune, sistemul nu funcționează, nu este, structura nu este bine formulată și nu este eficientă și atunci are cum să funcționeze. De acord. Atunci când presa spune că ai promovat un judecător controversat, stai cu decizia colegiului 1, colegiului 2 în față și de această decizie trebuie să ții cont. Atunci când presa spune că reintegrezi un judecător care a fost scos de sub urmărire penală, nu poți să te lamentezi în fața presei și spui, dar nu e decizia mea, e decizia procurorului și eu nu am ce să fac altceva și toate pietrele le ia CSM-ul în cap. În cazul ăsta aveți dreptate și eu am spus mai devreme că procuratura noastră este foarte miloasă cu infractori. Dar asta este un caz și oricum revenirea acestor oameni în sistem este o palmă pentru sistemul judecătoresc, pentru niște oameni care au participat într-o fraudă majoră. Într-o discuție controversată cu distinși colegii noștri din CSM, halucinant într-o cauză de pretindere a premiilor pentru perioada aflării în urmărire penală, ne-am permis, în virtutea libertății de exprimare de care facem uz, să explicăm într-o opinie separată colegilor că
Să pornești un dosar penal cu prescrierea termenului este o greșeală fatală și un spectacol macabru. Un judecător implicat într-o situație atât de controversată trebuie concediat. Și atunci, pedeapsă mai gravă pentru acest judecător nu există. De ce spun asta? Pentru că avem o lege privind răspunderea disciplinară tare, tare dificilă. Ca să concedezi un judecător, trebuie să treci toate cercurile iadului și să ajungi în prescrierea acelei abateri grave care îi se incriminează. Ca să concedezi un judecător pentru o implicare directă în condamnarea Republicii Moldova la CEDO, acum este imposibil. Pentru că CEDO nu ține cont de termenele rezonabile de examinare din Republica Moldova. CEDO examinează cum crede ea de cuviință mai bine. Și peste 10 ani, avem condamnări, iar judecătorul implicat pleacă bine mersi în demisie onorabilă. Și nici măcar nu poți să te indignezi, pentru că, vezi, domnule, nu are o sancțiune disciplinară la nivel național și asta valorează mai mult decât o oarecare CEDO. Și asta, viziune, reprezintă un stereotip corporativist care vine să protejeze judecătorii care se fac de adevărat vinovați. În vizitele de care vorbea doamna Ciuguleanu, am constatat cu stupoare și cu îngrijorare și nu pot încă să înțeleg de ce de evaluare externă se tem judecătorii onești. Sunt înfricoșați pentru că nu au crâșă. Pentru că judecătorii care nu sunt colaboraționiști politici, care nu își vor funcții administrative, care nu dau decizii controversate, se tem că vor cădea într-un mecanism de ăsta de fragmentare și vor rămâne, bine mersi, poate avocați, poate să presteze servicii juridice gratuite. Această grijă nu mă lasă în pace pentru că aș fi o promotoare arhiactivă a evaluării externe. Dacă ea, evaluarea externă, n-ar fi doar un cuvânt frumos, dar ar fi un complex de acțiuni concrete într-un termen relativ scurt. În privința răspunderii disciplinare, care poate fi o alternativă temporară a acestei evaluări care ar putea să vină, credeți-ne că CSM-ului este foarte, foarte greu să concedeze un judecător în ordine disciplinară pentru abateri grave. Am trecut prin aceste experiențe și în calitate de participant la vot și în calitate de raportor, nu și gata. De ce? E băiat bun. Această situație se poate rezolva depășind acum reproșurile de bilet în alb oferit celor care poate sunt buni să facă curățenie dacă n-ar fi făcut mizerie în sistem, prin resetarea CSM-ului. Este adevărat că CSM-ul care nu vreau să utilizez cuvinte dure ca să nu se interpreteze, nu putem să îi dăm exemplu și să-i tolerăm pe cei care au făcut tot felul de avertizări s-au semnalat incoerențe în sistem, dacă ei nu sunt un exemplu de probitate în acest sens. Și din acest considerent, nici mesajele controversate ale politicienilor, nici cele ale CSM-ului, nici cele ale înaltii curți supreme de justiție nu fac bine. O consecvență de acțiuni în acest sens, între judecători, CSM, celelalte puteri în stat, care sunt alimentate politic, spre deosebire de CSM, cred că ar face bine pe termen scurt. În acest sens, am pledat din prima zi de când am venit că judecătorii implicați în condamnări CEDO trebuie cumva să fie sancționați. Să se vadă dacă e vina dumnealor directă sau nu, ca să nu planeze dubii inutile acolo unde parlamentul, procuratorul sau altcineva este vinovat, dar credeți-mă că rezistența este uneori insurmontabilă. Mersi. În primul rând, eu vreau să vă spun că nu aveți nicio piedică în fața, deci în numele meu, pentru adunarea generală a judecătorilor. Singurul lucru este să vă asigurați că sistemul judecătoresc nu este controlat de grupări criminale sau nu e controlat politic. Deci, ca deciziile acestei adunări să fie autentice, să vină de la judecători și nu de la cele câteva grupări criminale, pentru că avem câteva, din păcate, sau de partea unor partide politice care nu sunt departe de grupări criminale. În al doilea rând, dumneavoastră spuneți că sistemul actual nu este eficient. Asta spuneți. Că nu există instrumente, că anumite instituții sunt o piedică
pentru ca să se înfăptuiască reforma și curățarea sistemului. În același timp, eu nu am văzut propuneri, eu nu am auzit vocea CSM-ului să vină CSM într-o zi și să zică oameni buni, politicieni care aveți posibilitatea să schimbați legea. Nu funcționează mecanismul pe care l-ați aprobat. Nu funcționează și gata, e nevoie de făcut A, B, C, D ca să putem să curățăm sistemul. Pe de altă parte, spuneți că oamenii buni din sistem sunt speriați de evaluare externă. În primul rând, evaluarea externă o să înceapă de la instituțiile de sus. De la CSJ o să înceapă, de la CSM, de la curțile importante o să înceapă. Pentru că dacă aici lucrurile ar funcționa, probabil nici nu ar trebui să se ajungă cu evaluarea externă până la ultimul element din sistem. Pentru că dacă ar funcționa managementul sistemului, atunci și lucrurile s-ar aranja în altă parte. Și atunci când vorbim de evaluare externă, asta nu înseamnă că o să vin eu să vă evaluez. Eu o să evaluez împreună cu echipa mea integritatea candidaților la funcția de judecător. Asta este rolul meu constituțional și asta o să fac. Când vorbim de evaluare externă, vorbim de oameni din afara țării. Pentru că am ajuns în situația în care să avem încredere doar din cei care vin din afara țării. Și noastră, cred că urmăriți, că se întâmplă asemenea evaluări externe în regiune, în unele țări. De exemplu, în Albania, da, e adevărat, în Albania procesul durează, pentru că ei au început în tot sistemul, dar dacă începi cu instituțiile cheie, cum am spus, atunci se pot face lucrurile altfel, deci există experiențe din care putem învăța. Dar noi suntem în situația în care cadrul legal actual nu funcționează, nu vă oferă dumneavoastră suficiente instrumente, spuneți că aveți bună intenție, dar nu vă oferă suficiente instrumente. Și varianta de alternativă, evaluarea externă, spuneți că nu este bună pentru că îi sperie pe oameni și pentru că dumneavoastră credeți că evaluarea externă va fi iarăși pentru cei corupți. Credeți-mă, eu nu de asta sunt astăzi aici și eu am obținut votul cetățenilor anume pentru că le-am promis reforma justiției. Și asta este mort copt, eu să insist pe această reformă. Pentru că, repet, nereformarea justiției ne costă enorm, din toate punctele de vedere. Eu când merg și încerc să obțin asistență externă, primul lucru care mi se spune, dar ce faceți cu corupția și ce faceți cu justiția? Pentru că oamenii, fondurile astea care ne le dau, sunt tot plătitori de taxe din alte state. Și ei nu le dau ca să vină să fie furate aici, în Republica Moldova. Ei vor să le dea pentru cetățeni și pentru proiecte de dezvoltare. Atunci când vorbesc cu investitorii străini, credeți-mă, primul lucru pe care mi-l spun, sistemul de justiție din Republica Moldova, primul lucru, că sunt și alte probleme pe care le avem, infrastructura proastă, nu avem suficientă resursă de muncă uneori deja, dar prima problemă este justiția. Și noi nu avem cum să rezolvăm celelalte probleme ale țării. Nu avem cum. Și trebuie să le rezolvăm pentru că oamenii sunt disperați. Deci aici este problema principală și noi trebuie să o rezolvăm. Vreau să văd propunerile dumneavoastră, ce ar însemna să schimbați la colegii responsabilitățile, să dați mai multă responsabilitate CSM-ului. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Dumneavoastră ați venit cu o întrebare și sper că dacă nu o să obțineți un răspuns total, definitiv, cel puțin măcar să aveți unii indici că întrebarea dumneavoastră, deci, va găsi soluționare. De ce? Ați venit cu întrebarea. De ce se întâmplă în sistem ceea ce se întâmplă? Se întâmplă de ce? Că există o lipsă totală de responsabilitate. Persoana care va ști că poartă răspundere pentru o faptă vădită ilegală, persoana dată niciodată nu va proceda în felul în care procedează. Atunci când eu am peste 20 de ani de când activez, am activat și ca avocat, am activat și ca administrator autorizat. Am mai multe funcții și ca lector la universitate. De fiecare dată, când mi s-a aliat o asemenea problemă, s-ar putea să mergi împotriva legii, de fiecare dată am spus că cariera este mai presus decât banul care îl obții. Același lucru trebuie să înțeleagă și judecătorul. Că mai presus decât banul care îl obține astăzi este cariera pentru viitor. Atunci când ai în față o hotărâre judecătorească sau o sentință judecătorească și vezi că este deplasată, se ridică două întrebări. Sau este o faptă de corupție, sau este o lipsă totală de profesionalism. Și într-un caz și în altul, judecătorul respectiv ar trebui să aibă probleme, ceea ce la noi nu se simte. Și vă spun de ce.
Noi, pe parcursul anului 2020, Colegiul Disciplinar, care este un organ independent, organ specializat a CSM-ului, care, deci noi nu putem să influențăm asupra activității dumnealor, de tot, dacă nu mă greșesc, au avut 13 proceduri disciplinare, 13 hotărâri. Hotărârile respective, care trebuie să fie motivate în termen de 20 de zile, cea mai devreme a fost motivat peste 4 luni de zile. Alte hotărâri au fost motivate peste 11 luni de zile. Termenul este de 2 ani de zile. Deci dacă punem în discuție că nu chiar din prima zi se adresează justițiarul, că mai este inspecția judiciară care mai cercetează cauza respectivă și dacă mai ținem cont că colegiul disciplinar mai are o lună de zile sau cât acolo o perioadă pentru examinare și încă 11 luni de zile până îți dă hotărârea motivată, până ajunge la CSM, deci noi practic vedem că acea răspundere disciplinară care trebuie să existe, practic ea este redusă la zero. Pe de o parte. Pe de altă parte, deci noi avem reforme care sunt scumpe, care se fac cu bani mari. Avem reforme care pot fi făcute mâine, dar sunt reforme care pot fi făcute astăzi, deci în primul rând. Vreau să vă zic că legea 178 cu privire la răspunderea disciplinară, în articolul 4 prevede niște temeiuri. Aceste temeiuri nu sunt suficiente pentru a pune în discuție răspunderea judecătorului. Avem recomandările Comisiei de la Veneția. Avem mai multe hotărâri a Curții Constituționale a Republicii Moldova, care ne spune clar că judecătorul este pasibil de răspundere, inclusiv penală, pentru aprecierea cu rea credință a circumstanțelor de fapt, a interpretării legii sau aprecierea probelor. Există la momentul de față vreo raport a inspecției judiciare pe aceste momente? Nu există. Există vreo hotărâre a colegiului disciplinar? Nu există. De ce? Pentru că se face referire ca semne circumstanțe sau semne temeri nu se găsesc în legea respectivă. Dar cum au ajuns oamenii în inspecția judiciară? Cum au ajuns asemenea oamenii? Da, o să vă dau răspuns. Deci aceasta este problema răspunderii disciplinare. Deci eu ridic, dumneavoastră ați venit cu o problemă, eu mă angajez personal în viitorul apropiat, indiferent care vor fi rezultatele alegerilor și așa mai departe, să vin cu propuneri clare de modificare a legii respective. Așteptăm. Plus la aceasta, vorbim foarte mult despre criterii de selecție. Deci noi reieșim atunci când ne dăm votul, votul nostru este unul discreționar, dar totodată trebuie să fie și unul motivat. Deci trebuie să reieșim din anumite criterii. Deci că colegiul nostru de selecție sau criteriile de selecție sunt niște pseudo-criterii. Deci pe primul plan se pune vechimea muncă. Nu se pune în discuții profesionalismul persoanei. Avem acum absolvenți la Institutul Național al Justiției, persoane foarte bune, pentru care statul a cheltuit bani pentru instruirea acestora. Stau pe locul 100 sau ceva mai mult. Persoane care vin din și care au multe semne de întrebare, stau în primii 10. Și atunci noi ne punem problemă. Deci dacă noi o să luăm de pe bloc 100, o să avem multe semne de întrebare din partea societății civile. Că de fiecare dată ne se pune problema. De ce nu țineți cont de punctaj? Plus la aceasta, probabil din presă, ați văzut și dumneavoastră recent că avem un judecător care și-a permis pe 4 voturi, deci a obținut 4 voturi și cu 4 voturi vrea să ajungă judecător la Curtea Supremă de Justiție. Deci iarăși este un caz alarmant. Problema care îi spune, de ce nu țineți cont de punctajul oferit de criteriul de colegii de selecție? Și e așa de greu de schimbat criteriile, dacă cu toții înțelegem că ele nu sunt relevante? Trebuie ca să fie făcute reforme, nu pseudo-reforme. Din partea cui nu există această voință, ca să înțeleg. Organul colegial adoptă decizii cu voturi majoritare. Și dacă noi suntem minoritari, cei care la care fapta coincide cu vorba, atunci rămânem cu opinii separat. Doamna Elena, nu despre asta este vorba. Domnul Crețu aici a invocat și doamna președinte a solicitat să explicăm de ce nu se fac reformele astea și modificările legislative. Aduc la cunoștință că este noi nu odată ne-am adresat cu astfel de modificări. Am la chiar grup de lucru. Este format în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Unii am indicat care sunt necesari, care sunt modificările care sunt necesare de operat la legile corespunzătoare, legile justiției. S-am lucrat pe aceste legi. Însă, din păcate,
ministrul justiției, pentru că noi nu avem drept de inițiativă legislativă. Noi înțeleg, nu dar acasat. Dumneavoastră aveți pregătite sigur propuneri? Sigur că avem, sigur sau că avem și adresări. Ne-am adresat de două ori direct la președintele Parlamentului Republicii Moldova, văzând că ministrul justiției nu reacționează. Deci aici trebuie dispus lucrurilor pe nume. Noi avem și adresările, noi avem și răspunsurile, am un răspuns de la Ministerul Justiției prin care spune că ei monitorizează, dar mai întâi trebuie să vadă care este necesitatea acestor modificări. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, unii din membrii Consiliului Superior al Magistraturii, am indicat care este necesitatea, pentru că la moment nu activează colegiul de selecție, colegiul de evaluare, dar asta ce înseamnă? Asta înseamnă că judecătorii care au atins vârsta, care vechimea muncă de 5 ani și urmează de către președintele Republicii Moldova să fie numiți până la atingerea plafonului de vârstă, stau, primesc salariu și nu pot fi înaintați la președinte din temeiul că nu este evaluare, că este o procedură prealabilă până ajunge pe masa președinte. Și de ce nu este evaluare? Din cauza că a expirat termenul acelor membri ai colegiului de evaluare și nu sunt alții. Și, noi, și aici, este, aici este de indicat că o astfel de procedură este similară și la procuratură. Însă, în luna iunie 2020, în legea privind la procuratură, au fost operate astfel de modificări ca să evite blocajul în sistemul procuraturii și s-a indicat că în caz când, având în vedere situația pandemică, da, în caz când expiră mandatul membrilor colegiilor de selecție, colegii de evaluare, se consideră prelungit acest termen al celor care le-a expirat până la suplinirea funcției în modul stabilit de lege. Noi ne-am adresat atunci la Ministrul Justiției, pentru că Ministrul Justiției a venit cu modificarea asta la legea procuraturii, ne-am adresat atunci și la Ministrul Justiției să fie efectuate aceste modificări și la legea noastră pentru a nu crea acest blocaj. Însă noi nu am fost auziți. Începând cu luna august, avem hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu luna august 2020, noi ne-am adresat în permanență către Ministerul Justiției. Nu avem niciun răspuns. Ulterior ne-am adresat la Parlament direct, având în vedere că nu s-a reacționat. Nu s-a reacționat nici acolo și ne-a pomenit în situația. Sunt judecători, vă aduc la cunoștință, sunt judecători în sistem care vin la serviciu, însă nu pot examina dosare din temeiul că el nu are împuternicit și nu este vina lui. Este un aspect foarte răgust al reacțiilor anemice, oarecum ale Ministerului și ale Parlamentului la inițiativele CSM-ului, doar că asta nu se referă la reformă, se referă la soluția de deblocare a unei situații aparente acum, care cu trecerea timpului se va soluționa de la sine. Vine adunarea generală și va alege corpul judecătoresc toți membrii colegilor, toți membrii CSM-ului și lucrurile vor începe să meargă. Dă, Doamne, să meargă mai bine. Problema de care vorbea colegul nostru Ion Crețu este alta. Propuneri de modificare a legilor care să nu facă bine judecătorilor în sensul favorizării merg greu. Greu se fac, greu se susțin, greu se promovează. La nivel de CSM, dumneavoastră, aveți consens pe elementele cele mai importante de schimbare care ar trebui să fie întreprinse? Dumneavoastră, bănuiesc că le discutați, pentru că vă întruniți și vă rog. Doamna președinte, cer scuze, noi suntem zilieri. Asta ca să fie, deci că fac o glumă, deci noi conform legii bugetului pe anul acesta, deci noi suntem remunerați pentru o zi de muncă, de o zi în săptămână și atunci dacă suntem convocați în ședință. Deci pentru luna noi, care avem atâtea incompatibilități, deci nu mai putem activa în alte locuri, în alte funcții, chiar dacă Comisia de la Veneția deci face recomandare că ar fi cazul ca membrii non-judecători să-și continue activitatea precedentă, deci noi nu ne-am pomenit atât colegii non-judecători în luna ianuarie cu un salariu de 5.500 de lei, luna februarie cu un salariu de 2.800 de lei și așa mai departe. Deci noi venim o dată în săptămână, trebuie să venim la CSM. Asta este soluția, dar aici avem membrii care ar trebui să ne facă propuneri și care noi să venim să le discutăm și să votăm. Imaginea justiției în ultimul an foarte mult a căzut și a căzut ca rezultat a activității unor judecători
și nu în ultimul rând activități Consiliului Superior al Magistraturii. Și mie tot și asta mi-e durerul, o să recunosc. Dar fiecare membru al Consiliului Superior al Magistraturii își poate exprima aportul său, opinia privitor la o chestiune urealtă, privitor la o judecătură urealtă, prin vot. Mie mi-e rușine de unele hotărâri, că spun sincer, dar eu pot să-mi exprim acest dezacord doar printr-o opinie separată și cu regret am mai multe opinii separate pe multe întrebări. Pentru a îmbunătăți lucruri ce văd eu. Noi am constituit un grup de lucruri prin care ne lucrăm la modificarea tuturor legilor justiției, sunt inclus și domnul Crețu și doamna Belei, cu regret când vin, când nu, dar eu personal am lucrat foarte mult despre acestor legi și noi acum definitiv am. Și pe legea Consiliului Superior al Magistraturii și pe legea răspundere disciplinară a judecătorilor și evaluare și selecție, Curtea Supremă, toate legile, statutul judecătorilor. Și noi înaintăm propuneri foarte bune de a îmbunătăți activitatea și atât a sistemului cât și a Consiliului Superior al Magistraturii. La momentul ce văd eu, la momentul primul rând Curtea Constituțională în mod de urgență urmează să expun privitor la sesizarea privind controlul constituționalității legii prin care au fost mărit numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și respectiv și au fost numiți 4 membri ai Consiliului. Eu nu am să mă refer concret la acești membri, dar atâta timp cât este sesizat Curtea Constituțională și există, planează suspiciune asupra legalității numirii acestor membri, mulți judecători, mulți cei care participă la concurs, uneori înaintează recuzare pentru că ei cunosc lucruri că Curtea Supremă nu s-a expus asupra acestei sesizări. Deci Curtea Constituțională în mod de urgență urmează să expună că au trecut termenul de 6 luni în care Curtea avea, conform legii, să se expună. Alt moment care îl văd eu și noi am propus în legea privirea Consiliului Superior al Magistraturii să lărgim competența Consiliului Superior al Magistraturii. Cum a fost menționat, noi avem competență foarte mici. Noi avem drept să votăm, ori nu votăm pentru o candidată ori altă. Dar, cum a fost menționat, este colegi de selecție, colegi de evaluare, care vine cu propuneri. Evaluat foarte bine, evaluat excelent, punctajul atribuit este foarte mare și noi rămânem cu reputația, reputația acestui judecător. Noi nu putem să spun că am auzit că judecătorul și-a făcut așa ceva, dați primul hotărâri că noi am auzit că el nu e incompetent, ori că e corupt, ori că e analfabet, ori asta, acum am cerit că m-a notificat împotriva mea, că am dat unii întrebări în judecători. Nu întrebi ești pentru a înlătura aceste nereguli, ca să lucreze SIS-ul, să conlucrăm cu SIS-ul, cu procuratorul anticorupție, ca această informație noi să primim oficial. Noi așa informații nu primim. Pe orice candidat care noi să-mi soluție opinia, de la SIS, de la procuratură, vine că nu sunt informații, nu există informații nimic, dar noi cunoaștem din petițiile persoanelor participanților la dosar că judecătorul și asta nu face față. Dar noi nu putem doar din vorbe. Deci dumneavoastră spuneți că de la procuratură și de la serviciul de informații nu primiți informații. Nu avem nimic care să ne convingă că acest judecător nu merită a fi promovat, nu merită a fi numit în funcție ori altceva. Acest contract lipsește total. Și noi de mult am vorbit din aceasta. Nu mai trebuie să informații. Sau chiar de la mine. Nu, dar vorbe. Așa Niu și Niu. Așa, evident, la capitolul integritate. Curios, pentru că eu primesc informații despre... Merită să fac hotărâri. Capitolul integritate, SIS-ul urmează să expună. Noi avem vreo 20 puncte. Este că noi putem să atribuim pentru reputația reproșabă, care noi trebuie să o scurgem din deci, să mă iertați, ca să vedem. Corespunde el aceste reputații unui statut înalt, judecători, nu corespunde. Dar noi nu avem această informație. Și încă o dată spun, nu putem să luăm că am auzit și nu am spus așa ceva, asta nu-i suficient. Ca să motivăm că acel judecător, dacă ați conteți hotărârea noastră, scutărea să fie neînțelut, să fie anulat și nu ajung la Curtea Europeană ulterior. Corect. Iată, asta e momentul de bază care eu îl văd. Și cum am menționat, eu vreau că totuși noi să o cităm și eu din 2017 am venit în Consiliu și eu am înaintat mai multe propuneri de modificare a legii și inclusiv și a Consiliului Superior al Magistraturii, competențele Consiliului trebuie să fie mărite, lărgite. Competențe foarte mici avem. Și cum s-a menționat, până ajunge o procedură disciplinară la noi, mă iertați, această procedură de acum ori extinsă, ori de acum și pierdut efectul și noi putem să lecționăm la moment, nu trebuie promul să lecționăm. Nu este încălcare, promul trebuie de lecționat. Noi nu avem așa pârghii. Alt moment este că, privit la inspecție, noi înainte propunem ca inspector judecător să poate fi revocat din funcție pentru călcările care... Acum legea nu prepăsă nimic. El nu poate fi scut stațiuni disciplinare, nu poate fi revocat, nu poate fi... nu știu, nimic. Dar în puternicele inspecției sunt și atât. Noi propunem ca să fie evaluat activitatea inspectorului odată să fie sancționat disciplinar conform statut de demnitate publică, pentru că el are statut înalt de demnitate publică, inspectorul judecător. Și avem ce avem, 30 proceduri disciplinare pe an.
inspectorii nu pot fi revocați așa ca și membrii CSM. Adică, și încă mă... Da, dacă foarte, foarte inamovibil. Eu am emoții, dar răspund că mi-e indignează și mi-e durul la acest stat. Doamna Nina, noi lucrăm asupra modificărilor. Noi lucrăm, avem o pachet foarte mare de propuneri și noi finalizăm și trimitem la tot. Haideți să vedem când dumneavoastră puteți să trimiteți da, așa un document cuprinzător care să abordeze și probleme punctuale, dar care să abordeze probleme principiale. Mult propunii depind de modificarea Constituției, pentru că noi așa s-am cerut, ca judecătorul să fie numit inițial doar de președintele țării, ulterior, ca tot ce sunt de cariere să fie de competență Consiliului Superior Magistraturii, ca și poate rapid să soluționeze. Problema asta, fie unul judecătorul să promoveze dacă volumul de lucru e mare într-o instanță și mai mic într-o altă instanță. Dar noi acum am ajuns, noi cu câteva legi am trecut, în principiu noi avem, așa, eu am lucrat cu, cum să spun, schiletul, acum noi urcăm un grup de lucru și vedem ce mai de adăugat și ce mai completat. Deci cât timp dumneavoastră puteți să prezentați? Eu cred că la sfârșitul iunie se acest pachet final. Da. Și, nu în ultimul rând, eu vreau să spun că calitatea actului de justiție depinde de volumul de lucru care are un judecător. Noi, numărul de judecători la noi nu s-a schimbat de vreo 20 de ani. Rămas 500, suntem 503 de hârtie, activează, de fapt activează 300 ceva, pentru că permanent suspendat, volumul de lucru în fiecare an crește cu 3%. Dacă să luați o analiză a raportului CEPES, a făcut pe Europa, în Moldova sunt cei mai puțin judecători și cei mai mari volum de lucru pe cap de judecători. Noi trebuie să ceva schimbăm, pentru că e clar că calitatea actului de justiție pierde la aceasta. Judecătorul se grăbește mai repede să se examineze, ori un intenționat, ori din, nu știu, din atenție, în unele momente, e de importante. Și adoptă, până la urmă, hotărârea care e nu vreau să apăr pe cei care adoptă hotărâri și vădit ilegale și intenționat. Noi trebuie să întrebim măsuri pentru aceasta, să-i înlătrăm, dar pentru aceasta, cum am spus, competența, componența, să vedem care tot și legală să fie, nu apar întrebări. Și să fie mărit numărul de judecători. Urgent. Doamna președinte, eu n-am să vorbesc mult, doar vreau să spun că grație faptului ședințele CSM-ului se transmit online, grație faptului că votul este deschis, cetățenii văd cine și cum votează. Cine ce idei promovează și cine ce prezintă. Și cetățenii și justițiabile. Un moment și al doilea moment vreau să spun că eu personal sunt gata să trec evaluarea externă, orice evaluare. Și ca membru CSM, dacă o să fiu un membru CSM la etapa când o să fie această evaluare, și ca judecător. Aici s-a spus că careva judecător se tem, careva nu se tem, careva doresc, careva îmi doresc. Eu personal sunt gata să trec această evaluare. Evaluarea externă ar începe de la CSJ și, da, evident, va continua la CSM. Dacă mai sunt alte puncte de vedere, vă rog. Moralul meu în CSM. Și la capitolul independența justiției, dumneavoastră ați spus genul întrebări și pe ultima zi, cum vedem noi, membrii CSM, curățarea sistemului. Curățarea sistemului. Da. Este foarte simplu. Dumneavoastră anterior ați dat răspuns personal la această întrebare. Procurorul activează, pregătește deci, probatoriul și înainte. Deci, aici este punctul pe ei, cum spun rușii. Deci, organele procuraturii cu organele abilitate după investigare pregătesc învinuirea în privința și a judecătorilor. Trebuie în instanța de judecată. Și după aia instanța de judecată decide, îi eliberează foarte repede. Am văzut noi chestiile astea. Eu nu apăr procuratura și aș fi fost bucuroasă să fii și procurorul general aici. Eu vorbesc acum cum văd eu. Înțeleg. Și eu consider că acesta este, în viziunea mea, este corectă. Teoretic, ăsta este drumul. Și cred că am și adepți chiar în această sală, fiindcă altfel, prin altă modalitate, noi o să fim iarăși nevoiți, adică ulteriorii, viitorii membri CSM, probabil că o să fie nevoiți iarăși să calci pe aceeași greblă, cum spun mulți. Fiindcă o să avem aceleași hotărâri. Eu cred că soluția este complexă. Sigur, procuraturii revine rolul cel mai important atunci când e vorba de corupție mare.
dar toate încălcările, multe din încălcări trebuie să fie sancționate aici, în sistem. Și după asta, ce se întâmplă atunci când, în puținele cazuri, când procuratura începe procesul împotriva unui judecător corupt, se merge oricum în instanță și în instanță se găsesc prieteni miloși care anulează decizia procuraturii. Iată, asta este un cerc vicios. Și eu am pretenții și la procuratură. Procuratura este ineficientă. Nu știu câte decizii ați dat dumneavoastră aici de scoaterea imunității unor judecători corupți. Toate au fost admiți că am procuror. Deci asta e o întrebare. Penalitate. Dar o zicem de proces. Și încă un moment, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, deci am fost și sunt adept la ceea ce, apropo, supra a vorbit colega Nina Cernat, deci că în privința la fiecare judecător, începând de la președinte și până la ultimul care stă în listă și pretinde să devină judecător, urmează să fie informat de la Serviciul de Informații și Securitate, ceea ce anterior era. Deci eu consider că asta este această instituție. Anterior până în ce perioadă a fost asta? Nu, țin minte, nu vreau să fiu greșit. Nu vreau să fiu greșit. Chestia e de așa natură că... Și de ce s-a oprit această informație? A fost modificată. Curtea Constituțională. Dar momentul că a fost declarat neconstituțional în timp ce era obligatorie. Nu am zis că este în funcție. Iarăși apar, cum la noi, vorbe. Dar ce voi n-ați cunoscut că cu tare și cu tare. De ce noi trebuie să avem documentul respectiv? Noi vorbesc CSB. Înțeleg. Să fie în materialele dosarului personal și atunci să fie clar că această persoană merită sau nu, și iarăși merită sau nu merită CSB-ul să hotărască. Dar noi trebuie să cunoaștem cine este această persoană. Că adesea apare persoana care nu este cunoscută. Și volumul de informații care este în dosarul personal nu-i permite membrul CSM să cunoască cine este această persoană. Asta este un caz special. Eu admit că există asemenea cazuri. Dar cele mai dese sunt cazurile în care există tare multe informații. Există tare multe probe. Cu mari probleme de integritate. Că au participat în niște decizii de abuz grav. Și oricum oamenii ăștia nu doar că sunt lăsați în sistem, dar ei sunt promovați. Eu admit că există ineficiență în partea altor instituții cu care ar trebui să colaborați. Și asta încercăm să facem. Să scoatem ineficiențele, să consolidăm independența și capacitatea principalelor instituții ca să pornim procesele. Dar, în mare parte, e treaba sistemului. Dumneavoastră, pe de parte, spuneți că nu vreți evaluare externă, că vă descurcați aici pe intern. Dar acum spuneți că să vină procuratura. Procuratura sigur trebuie să vină. Dar până vine procuratura și chiar dacă o să vină procuratura, sunt procese pe intern care trebuie îmbunătățite, eficientizate, așa încât anumite abuzuri să fie prevenite până ele cresc și până ele aduc pagubii enorme statului. Doamna președinte, după cât cunosc din ce e prezent aici, nimeni nu sunt pentru împotriva la evaluarea externă. Tot sunt pentru. Așa eu, parcă am discutat în personal, noi când discutăm, tot sunt pentru. Noi discutăm, în general, modalitățile. Evaluarea externă va fi posibilă dacă vom avea un parlament care nu se teme de justiție independent. Dacă vom avea o majoritate parlamentară care nu vrea să continue să cumpere decizii în instanța de judecată. Pentru că, iată, unii dintre ei sunt acum interesați de sistemul bancar și de a scoate niște bani de la stat pentru procesele care au fost de transparentizare a acționariatelor. Alții sunt interesați în alte scheme, deci la noi aici poți să scrii cărți foarte multe despre schemele de corupție. Și pentru ca să se aprobe această decizie de evaluare externă, e nevoie de sprijin în Parlament. Și de oameni onești, suficienți oameni onești în Parlament. Dar, indiferent ce o să se întâmple la nivel politic, eu o să continui să insist pe această reformă. Pentru că eu repet, cu tot respectul pentru oamenii care își fac treaba bine și pentru oamenii care muncesc cinstit. Astăzi, sistemul judecătoresc este cel mai mare obstacol în dezvoltarea țării. Eu spun deschis. Sistemul judecătoresc și, bineînțeles, cu toată corupția, pentru că lupta împotriva corupției este ineficientă, inclusiv și pentru că sistemul judecătoresc nu își face bine treaba. Sigur că este procuratura și alte instituții care
sunt parte a problemei. Dar de aici încet. Și de aici trebuie să dăm semnal. Și sunt lucruri pe care putem să le facem fără Parlament și sunt lucruri pe care putem să le facem cu Parlament. Ceea ce vreau să vă rog eu este să încercați să obțineți un consens pe schimbările pe care putem să le facem, că nici nu mai folosesc cuvântul reformă, a fost discreditat, a făcut atâtea reforme în sistem, pe schimbările pe care credeți că pot fi făcute destul de repede, inclusiv la nivel legislativ. Știu că sunt anumite lucruri care trebuie schimbate în Constituție. Acolo e mai complicat. Dar eu cred că sunt suficiente lucruri care pot fi făcute fără să se schimbe Constituția. Și dacă puteți, nu știu, într-o lună, să veniți, să revenim la o discuție, să mai invităm și alți oameni la această discuție. Eu nu sunt specialist în domeniu, dar eu încerc să învăț. Și eu pot să văd problemele majore. Și să discutăm acest lucru cu documente pe, deci, elaborate. Dar, repet, ar fi bine să văd un consens, cel puțin la nivelul instituției dumneavoastră, despre care sunt elementele concrete pe care putem să le modificăm ca să devină procesele mai eficiente. Sunt lucruri probabil mai mari și sunt lucruri mai mici, dar care pot să contribuie. Eu, repet, noi nu putem să avansăm pe nicio dimensiune. Noi nu putem să pornim economia, noi nu putem să salvăm bani în buget ca să-i investim acolo unde e necesar, în educație și în sănătate, mai mult decât s-a făcut până acum, din cauza problemelor în justiție și, evident, din cauza luptei ineficiente împotriva corupției. Astăzi eu sunt aici pentru că eu sunt tare îngrijorată de acțiuni ale unor clanuri criminale care astăzi atacă statul. Și aceste clanuri criminale atacă statul prin decizii judecătorești. Deci ele umblă, acum cât noi stăm de vorba, continuă să meargă de judecător în judecător și să-i găsească pe cei care o să le dea decizii împotriva statului. Decizii ilegale. Eu nu spun că statul trebuie întotdeauna să aibă câștig de cauză. Trebuie să aibă câștig de cauză atunci când legea îi dă dreptate. Corect? Eu despre asta vorbesc. Dar lucrurile astea nu are cine să aibă grijă de ele. Deci, instituția dumneavoastră, instituția pe care o reprezint eu și alte câteva instituții sunt cele care trebuie să oprească aceste acțiuni foarte păguboase împotriva statului. Sigur, trebuie să ne clarificăm și cu ce s-a întâmplat până acum. Dar, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că astăzi nu se întâmplă lucruri urâte. Domnul Șnete, în opinia mea, urgent trebuie de revenit la legea privind la taxa de stat. E lege care e depășită complet. Nici într-un stat nu este așa. Legeră așa ca la noi. Accesul la justiție, aceea nu poate fi discutat prin asta. Noi am înaintat. Iar așa, să ne întâmplăm un proiect mai dur. Noi am studiat la români, la ucranieni, cum e tot altceva. Eu cred că dumneavoastră, în experiența pe care o aveți, judecători, membri ai Consiliului Suprem de Securitate, știți care sunt problemele în legislație prin care grupurile criminale și tot felul de corupți reușesc să câștige. Pentru că ele au fost făcute cu bună știință de anumiți politicieni care și-au creat aceste drumuri ilegale. Dumneavoastră știți. Una este legea cu privire la taxa de stat. Sunt și altele. Pentru că atunci când dați o decizie, citiți legea și înțeleg că sunt și situații când intenția judecătorului este corectă, dar dacă legea e făcută strâmb, decizia este, cum să zic eu, proastă, strâmbă pentru... Se face justiție, nu se face justiție. Corect. Și dumneavoastră cunoașteți subiectele astea. Haideți să le corectăm împreună. Dar trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Nu există așa ceva. Sistemul judecătoresc se întâmplă ceva acolo, dar noi nu avem competențe. Deci noastră sunteți văzuți ca cel mai important, cea mai importantă instituție este un judecătoresc. Dacă nu aveți suficiente competențe, atunci trebuie să discutăm, să le creștem. Că indiferent câte competențe aveți, CSM-ul este văzut ca organul care trebuie să facă ordine în sistem. Dacă nu mai sunt alte intervenții, eu vă mulțumesc pentru discuție.
și aștept să continuăm această discuție într-o lună. Cam așa am înțeles, da? Într-o lună o să vă mulțumim. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Și noi vă mulțumim.